Vă salut pe toți, ce faceți? Regele live, asta zic. Dacă nu-și conifica, câștigați prin bile la pariu sau ce faceți voi acolo. Ce faceți băieți, cum sunteți? Cosmin Fa 23 campion mondial. Asta este obiectivul principal. Ce am, te pup Marius, vă pup pe toți, ce faceți, cum sunteți? Dați așa să accept niște cereri de follow pe Instagram, pentru că vreau să fac giveaway. Cu FIFA 23 am 6.900 și ceva de urmăritori. Stați să intre mai mult și o să vă spun. La 7.000 de urmăritori pe Instagram dăm drum la un giveaway cu FIFA 23. Vă ofer jucători. Păi, n-am te mai îngrășat. Nu știu de când nu mai văzut-o, dar am 92 de kill. Dacă era, ești aici la început, cum am apucat YouTube când aveam 65 de kilograme, da, m-am mai îngrășat. M-am mărit, mă duc la sală zi de zi și astăzi am fost la sală. Am fost la sală, am dormit puțin și direct pe live. Cum e, sunt bine? Real sau Barcelona? Real, real, real. Hai la Madrid! Dați așa să accept cererile de follow pe Instagram. Sunt foarte multe. Peste 100. Ai văzut video? Nu l-am văzut că n-am avut timp. Mă uit după și îl și analizez ca al meu. Acum n-aveam timp să-l analizez, Alex. Mă uitam așa în mare și după aia ziceam că e ok și după aceea am văzut că mă uitam mai bine, nu e ok. Mai bine fac lucrurile cu calm. Deci urmează giveaway FIFA 23. Ia mă, câte cereri mai am. 7 cereri, da. Dar asta să ne strângem mai mulți. Cum sunteți, băieți? Ești pe bulk? Este... Da, am vrut să fiu pe bulk. Ajunsesem la aproape 93 de kilograme. Și am probleme cu umărul și nu mai pot să împing deloc unul la sală. Și am băgat, n-am mai avut voie să... 92 de kilograme la cenuțime. 1,85. N-am mai avut voie să fac partea de sus deloc. 2 săptămâni am băgat numai cardio, am luat L-carnitină, am lucrat numai picioare și cardio și m-am dus în 87 de kilograme, 88 acolo, am slăbit 5 kilograme în 2 săptămâni. Aș fi vrut să mă duc pe bulk ca lumea, să mă duc într-o 100 de kilograme și după aia să îi dau cut frumos. Dar nu mă lasă umărul deloc. Pur și simplu mă sparge omul. FIFA 23 e un joc foarte bun după părerea mea. Ei, părele sunt împărțite, dar n-am mai văzut niciodată un joc unde să fie părele atât de împărțite. Adică, mi se pare că jumătate din comunitate spune că jocul este foarte bun și altă jumătate că nu este bun. Haideți să vedem despre ce e vorba. M-am puțin și într-o divizia a treia. Am pierdut... Ai slăbit ceva, da? 5 kg în 2 săptămâni? Am slăbit mult, nu ceva. Vreau să-mi bag și eu o melodie. Căștile, să dăm drumul la joacă. Vreau să mă duc în divizia a doua. E vorba de stil mai mult. Te pup, Cosmin, ce faci? Am văzut pe TikTok, mai apărut pe Floriu cu un tutorial la corner, dacă nu mă înșel. Sunt forță tacticile tale, mă bucur, CDR-urile că-ți plac. Asta este cheia, să nu schimbați multe la ele. Să nu încercați să vă credeți voi Mourinho sau Guardiola, să schimbați, să dați o grămadă de instrucțiuni jucătorilor. Lăsați-le cât mai simple. Haideți să vedem cât mai este Van der Sar. Simt că am nevoie de Van der Sar ăsta, Loris mă cam lasă. Salut, Andrei! Este 20, 316. Am acceptat follow pe Instagram. Stați să ne strângem mai mult și o să vă spun. Am 6.930 de urmăritori, ceva de genul ăsta. La 7.000 dăm drumul la un giveaway cu FIFA 23.
Cartela Șterechin, am luat. Alexandru. Trește 16, mă, să-l iau, să-l ducem mai jos. E fresh, e tot ce trebuie, l-am luat. Astăzi apare, da, nu știu la ce... A, la, cred că la 12 noapte apare, în 4 ore, ora României. Eu sunt în Anglia și cu 2 ore în urmă și de-aia stau puțin să convertesc. Păi știi ce nu mai stă Kanté? Nu ți-am acceptat cererea de follow, ia să mă uit. Acum ți-am acceptat, exact. Da, o să iau altceva noapte cante, dar înțeleg de ce mi-a scăzut chem să iu. Ia să luăm Vieira. La fel. Știu că nici Cancelo, dar la Cancelo știam. Mai joc așa puțin până îi dau de cap, am chef prea mare să mă joc, nu vreau să-mi bat capul pe asta acum. Ia, dar mi se pare scump și n-aș investi banii aia atunci, o să scadă. Poate iau Vieira direct, dar nu-mi place Vieira, niciodată nu mi-a plăcut. Rămâne-te văzut. Place gameplay decent. Ai deschis pachetele? Le-aș deschide mâine la un stoac. Dar poate deschidem asta, se mai strângem și vedem, decidem împreună. Oricum n-am eu noroc pe un stoac. Ai trebuit la facultate, da, am avut licența pe 20 septembrie. Mă gândesc dacă sunt la master sau nu. E aia cum a fost Fofana. Nu, e mai bună cu Fofana, dar nu știu, mă gândesc că o să scadă, nu-l văd atât de bun. Ca să joci mai des decât. Păi da, mă, n-am vrut să mai joc cât timp am fost live, că m-am jucat toată dimineața. Dar am zis, băi, iau pauză, că dacă intru în divizia 3-a, nu să mai găsesc adversar cum a pățit puiul. Și mai bine aștept puțin. Vezi că e promo la un pachet. De profil în Anglia aici. University of Sunderland Business and Management. Ia mă ce promo e, poate dăm în ele. Nu cred. Mamă, ce un cănas. Avem de jucătoar pe Clash Royale. Matior. Eden Lucas, mamă, ți-ai schimbat numele. Da, e bine. E din Stan Angle. 5 ani. Haide, mă, sper să-mi găsească meci. Băi, follow pe Instagram pentru că la 7000 de urmăritori facem giveaway cu FIFA 23, mai avem nevoie de 70.
ce am interacționat și comparativ cu restul ce fac content, pe cel mai ok și cu bun simț, am ținut să spun asta și apropo, deci mai ai cum să faci performanță fără caractere, te pup, eu nu-ți mersi mult de dobă în cuvintele frumoase. Cine e ăsta, Garic, pe bună? Să născu băiețel, o, Hidalgo, să fie sănătos, să străiască. Așa, mersi mult de tot. Hidalgo, ăsta e bun rău de tot. A fost campion la turneul la T2 vs 2 anul trecut. Gata, m-am intrat acum mai cu ăștia pro nether. La nivelul ăsta, mamă, ce mi-era dor de meciurile astea. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking. Mamă, ce slab joc. Asta nu e bun, foarte bun jucător. Dar joc și eu slab. Adică golul ăsta i-l-am dat eu primul, hai mai zic.
pierd mingea ușor în, când o recuperez, gen. Asta e greșeala mea deocamdată. Greșeala mare. A, nu știu, nu știu detalii despre jucătoare. Koskin, te pun Mihai Nan. Bine că începe meciurile grele. Așa văd și eu ce fac greșit, ce nu pot analiza greșele. Au fost ușoare până acum. Analizăm împreună. Dar asta e greșeala mea mare, când ce am văzut până acum în FIFA ăsta. Îmi scot fundașii de pe poziții, deseori. Și în alta și pierd mingea când o recuperez la mine în jumătate. Acolo e cea mai periculoasă zonă să pierd mingea. Greșelile astea le fac deocamdată, dar în tot timpul să le remedieze a doua, a treia zi de FIFA. Important e să învăț să întind ele. A jucat faza asta super inteligent, gen a oprit atacul la care mulți ar fi dus pe contra, văzând că n-are nicio șansă și a ținut atacul. Aia a pierdut acolo. Dar noi n-am curând văzut. Duce nouă antrenor. Da, avem un nou antrenor. Vreau să zic bine că n-a dat scăriță, dar tu n-a dat gol. Trecem la analizat acum. Important e să învățăm din toate greșelile astea până la turnee. Trebuie să luăm bătaia acum să luăm la turnee. Bătă 1-0. De aici a plecat. Vreau să mă uit cum am pierdut eu mingea, uite aici. E normal aici să pierzi mingea e ok, na, că am pierdut un treime adversă.
Aici. Bine. M-a prins aici, nasul. Deci aici mi-am scos. Țin pe R1 mult. Uitați-vă cum ține R1 și îmi scot fundașul central. Acum, vedeți cum ține R1 și l-am scos pe ăla. Uitați-vă cum l-am scos pe ăla după poziție. Foarte greu să crezi că ești tu faci greșit, adică tu rup, tot ești perfect. Nu e chiar așa, trebuie, jocul s-a schimbat, anul trecut, da, am fost campion european, nu mă bătea nimeni, dar ăsta alta nu trebuie să trăim din amintiri, dacă anul trecut. Anul ăsta trebuie să muncim la fel cum am muncit anul trecut ca să fiu campion european. Unii se adaptează mai repede, alții mai greu, important e finalul. Nu e un curs, e un maraton sau cum era vorba aia. Și aici la fel. Aici cu fundașul central niciodată nu trebuia să-i dau spațiu, cu fundașul central trebuia să-i țin atacant, tot în gura porții. Mijlocașul trebuia să fac ce am făcut aici. Acum eu trebuia să-l selectez pe Kanté. Niciodată nu trebuia să stau cu fundașul și să-l dat acolo. I-am dat golul ăsta. E bine să le vezi, da, e bine să investi în ele. Nu neapărat să le vezi la început, dar trebuie să le vezi. În atac am avut câteva atacuri, ne-am pierdut mingea ușor. 2-0 aici, da? Ia să vă minge la mine. Nu ușor pierd mingea aici și ajunge să se în poziție foarte bună. Astea sunt niște zile de inspirație de astea. A, uite, aici mingea. I-am dat mingea aici. Vedeți exact ce ziceam, că recuperez mingea, fac greșel. Nu mai vrea să lupt și devii campion mondial. Ba da, ăsta e scopul meu. Mondial anul ăsta. Ans european, dar mondial vreau, da, la asta mă referam. Vreau să ajung, adică mai sus decât am ajuns anul trecut, dar trebuie să muncesc la fel de mult. Analizez toate greșelile mereu. Aici a fost el inteligent. Uitați-vă aici, în loc să plece, mulți ar fi plecat pe contră, de nebun. Bine, pasă, greșește de mine aici, n-am avut nicio treabă. Nu înțeleg de ce nu duc un panda aici. Aici, uitați-l pe la jos de tot, îl aveam pe la jos, pe la sus și eu prefer să fac prostia asta, în fine. Deci ala mea aici. Învăț din astea și n-am. Le fac la rivals, dar la turnei nu o să mă vedeți niciodată că fac greșelile astea. Aici a greșit, el a oprit inteligent rău de tot jocul aici. După aia face greșeala aia și el. Uitați aici, în loc să plece pe contră, în loc să ducă în față de nebun, a oprit jocul frumos, vedeți? Să-i urce toată echipa, așa trebuie să faci, să ataci cu toată echipa. A pus interviu fata aia de pe canapa, nu știu la cine te referi. Ia și golul 3. Pare că tot geam pe drumigea iurea. A, dar aici nu mi-a luat pasă, uitați-vă și voi. Pasă la Arnain aici. Uitați-vă că am încărcat pasa, vedeți jos la Mbappé? Pasa e încărcată, dar nu mi-a luat-o. Pasă în prima șut, era gol. Vreau să-mi analizez fiecare gol pe care îl iau, să știu unde am greșit să mai decât. Da, l-am scos pe ăla prost. Uitați-vă aici. L-am scos pe Van Dijk. Hai mă, băi, credeți-mă, nu există jocul să te ardă jocul. Eu mi-am analizat 90... toate golurile, de fapt, 100% în toate golurile pe care le-am primit. 95% a fost vina mea la un moment. Aici, vedeți cum îl scot pe Van Dijk? În loc să-l lasă acolo. Aici n-a trecut el prin ăsta, de exemplu, pot să zic, bă, a trecut prin ăștia, nu știu ce, dar n-a, a fost greșeala mea. Aie! Învățăm! Cine a fost meciul? Hidalgo. Au ieșit campion la turneul la T2 vs 2 anul trecut. Au luat 100.000, nu mai știu cât au luat. El cu Matias Bonan au fost colegi. Au câștigat turneul la T2 vs 2 și au luat 100.000.
cei cu postarea. Băi, Messi mi se pare cel mai bun jucător din joc. Incredibil de bun pe poziția de camp. Da, un upgrade la Kanté, dar n-a fost vina la Kanté, Kanté nu merge. Dar întâi trebuie să fac eu lucrurile cum trebuie și după aia să dăm upgrade la echipă. Am dat nu fac lucrurile exact cum trebuie, lucrurile perfect. Când am lansat, trebuie poate să facem live-ul și când, dar acum trebuie să-mi văd și eu jocul. La început. În atac nu joc rău. Lucrez mai pe minge la asta, să zic. Mai mergem live în care joci cu abonați, mai și nici aurea aia. Ce naiba, nu se cere niciodată bani pentru. Eu nici promovare, mi se pare că am făcut o perioadă, dar... Cum vor contractul ăsta. Dar ce cer eu și astea? Un follow, un subscribe, un follow pe Insta, asta, pentru că mă ajută și pe mine foarte mult și sunt gratis, adică nu cer nimic la oameni. Cine vrea să doneze, să doneze, să ajute, dar nu pot să... E doar un match, zici că aș fi... Dar lumea 5 euro, vrea și pe mine, nu mă consider. Vreau că nimeni n-ar trebui să consider la nivelul în care să... Dacă cineva vrea să-și aștepte cum să trece cu abonați, să facă pe gratis, că până la urmă, eu adică așa o gândesc, că m-au susținut foarte mult tot anul la toate turneele, de ce să nu pot să joc un meci? Deșeala asta mă moară. Dacă aici am pune cu prezint de acum, merit gol oricum.
pe aici, gata. Să calmez puțin înainte să dau, să nu mai grăbesc când o recuperez, încât să nu mai pierd. Oh, ce bună era că scoseți până la urmă, mă așteptam să merg după asta. Stai un puls lung. You are the best, vamos! Pe exterior am dat shoot-ul la PL2. Intra mai bine pe asta. Mai bine lăsați dau pasă că nu știu să bat penaltiuri. Ha. Nu știu mă să bat astea. Stăriță mă pe mijloc, că nu știu să-l bat altfel. Nu mai, dar nu știu să bat penaltiuri. Cara mea nu mă lasă la greu mă niciodată. Mă înșoare ca niciodată pe natură, nu știu să le bat. Și alegi tu unde vrei, băi, și dacă țin dreapta prea mult să-l cer n-aut sau cum? Sau dacă dau pe verde, o să țin dreapta cât vreau tot să-l cer în poartă.
exterior am dat. Să duc prost rău asta cu exteriorul. N-am și nici 200 de like-uri. Nu dau ăștia pasă din prima. Asta mă cum o să fie bine și să se a înțeleg cum s-a dus acolo, că eu am ținut pe fundașul central, gen, n-am ținut în centru pasă, nu înțeleg cum te s-a dus exact la atacantul lui. Eu țineți, dau pasă la fundașul central, cum dai normal, cum dau mereu, de 3 ani de când joc FIFA. Divizia 4, mai am nevoie de câteva meciuri și intru în a 3-a. Arnain și Arnain Mbappé, eu am Mbappé și Rute, iau gol. Asta în toată faza făcută în cap. Vreau să țin eu temi gemă să mă bat joc de mine cu 89. Păi nu știu dacă merită bani, când mai participa turnee finale, să vedem când am noiembrie. Calificări și până la turneu. Asta la taia cu piesele de lume, n-am făcut nimic, am lăsat setări, dar cum erau, aveți videoclip cu tactici și setări, vedeți că n-am făcut nimic. Mai am câteva meciuri de câștigat să ajung din nou. Da, apoi și cate în seara asta cu varianta standard. Mamă, câte taburi am deschise. Băieți, la 7000 de urmăritori pe Instagram, dăm drumul la un giveaway cu FIFA 23 și pentru membrii, stați să vă arăt acum. Uitați aici, follow aici. La 7000 de urmăritori, dăm drumul la giveaway cu încă 80.
încă 70. Dăm drumul la giveaway cu FIFA 23, iar apoi lunar o să fac giveaway pentru membri cu un tricou sau două de la zil. În fiecare lună o să dau membrilor la giveaway tricou ca ăsta după mine, cu numele vostru sau cu numele meu, o să vedem asta, o să vorbim, o să văd ce, cum pot să obțin. Dar uitați, cu tricou ăsta de pe mine, tricoul ăsta de aici care joc la turnee, cu tricoul echipei, follow, să facem giveaway-ul. Și membrii pe întâi în fiecare lună, întâi în fiecare lună giveaway pentru toți membrii cu tricou zil. Follow, follow, follow. Las follow aici ca să facem giveaway la 7000 de urmăritori și v-am zis, lunar membrii vor beneficia de giveaway cu tricoul zil, 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 forță zil. Cu numele vostru sau numele meu, rămâne la... Dacă știi FIFA și LAM, ce primesc? Primești banii, Luca, dacă l-ai deja. Mai probabil o să primești banii. Posibil să dau direct banii cât costă FIFA, să vă luați voi, să văd. Oricum, banii sau FIFA, tot aia. Deci nu există să primiți într un FIFA dacă aveți unul. Dacă aveți un FIFA, o să primiți bani. Sau cred că dau direct banii, mă, o să scriu acolo că dau banii, pentru că mulți ori se întrebe... mulți ori se întrebe... Nu știu în titlu, giveaway la 7 de la pe Insta. Văd, poate să pun și în titlu. Da, aș lăsa așa. Cum îi spune? Mulți ori se întrebe, dacă am deja FIFA, ce fac? Și pun... Sau pun în thumbnail FIFA sau banii pe FIFA, nu știu, văd eu cum fac să cadrez într-un fel. În afară, like, nu, nici, bine, doar trebuie să-mi dați follow pe Insta și să dați tag unui prieten, atât. Tag unui prieten, follow pe Insta. That's it. Delchi, ce faci, cum ești? Claudiu Gabriela la subscriber, sine. Osi, oh, vamos, Eduard. Ce zici, iar și da, și nu. Aș giveaway, da, la 7000 de urmăritori pe Insta, am 6940. Am ajuns și o divizia 5, bun, sper să intru și eu, adică vreau să intru 3 în seara asta. Băi, ce șmecher e asta, cu doi jucători. Ăștia fac marcaj un la un, trebuie să învăț chestia asta, că pare super interesant. Salut, Marius. Cine câștigă poate alege platforma? Clar, logic. Aveai 7500. Nu, n-aveam, aveam 7200 ceva parcă. Dar am mai scăzut, dacă n-am mai postat nimic și așa ce vrei, stați-mi normal. Asta și-am făcut presimă în primul minut, n-am văzut așa ceva de cum am făcut. Suntem 5 fundași formații de contratat. Stai, Londra.
Bonus. Am anulat pasa asta. Da, e da, și da. Băi, îmi place mult de tot formația asta, mă, 5 fundași, și îmi place mult de tot pe altă formație. În atac, mă, refer. Asta, aceeași greșeală. Hai mă, când pierzi mingea în zona, ești mort. Bine, și atât, s-ar nu și eu.
pe latura 8. Păi 5 fundași îmi place cel mai mult, toate taticile mele. Îmi place multe, multe tot să joc 5 fundași, dar în atac, gen, nu în apărare. În apărare mi se pare puțin ciudat, dar nu. Am nevoie de unul mai mare, gen, aia durea acolo la mijlocire. Iar joc. E interesant asta să apește dur până se vede la albastru, un atac, cum am făcut eu acum. Nu în apărare, că ți-i scoate după poziții, dar în atac acolo să faci pressing cu atacanții, gen, se merită. Descrezi. Mamă, deci n-ajunge la poartă, domnule, ce și dă un inbound ăsta.
Nu mai opresc eu până. Pup, dite, pup. Trebuia să-i dau cu exterior acolo, cu L2 ăla. Da, cu dreptul. Și acum mă sunt foarte bun. Dar se mișcă mai greu decât... Păi, dar auziți ăștia, mă, că e o tactică nouă, 5-1-2-2 au băgat anul ăsta. Asta în Tactics ai... folosește comanda asta, în exclamări Tactics. Separatoră. Trebuie să le pun și în descriere. Mama, nu cred că n-am consumat. A, le pun ăștia așa și le pun ăștia. Dau direct. Hai, mă, nu am cumpărat unul, ce faci? 5-1-2-2, da. Facem și noi meciul ăsta, să încercăm, zic ăștia că ce ar fi OP. Nu dau seama cum te apere. Nu știu. Ia să o facem. Apeși pe R1 de două ori. Gen, apeși R1 și mai apeși încă o dată să ți-a apăsat. Ia mă, ce echipare asta, Van Dijk, lui Balizi, Zidane, Viera, asta e prost, la asta. Nu știu cine e după lumea. Trebuie să luăm toate formații, aia să încercăm. 4-4-2, ce așa. 5-1-2-2. Thank you.
Nu mă, ia stați așa. Bulit. Așa pe ei. Gata, are și CD-ul. Acum văd, acum văd, value. Value. Ia mă, să-i las pe toți cu basic. Ce am făcut, nu cred că nu s-a salvat. 5, 2, 1, 2. A, nu, asta era. Ce prost să nu... Doamne, ce prost. A, da, o las așa. Atât nu trebuie. Dacă nu bag update... It's nice. Ha. Ia să vedem. Sunt curios în atac cum se mișcă. Ar trebui să miște bombă în atac. Pare greu să te apări, te apări doar cum se diem. Pare greu să te apăr cu un CDM, că l-am doar pe ăla acolo, doar pe Gullit. Așa mai rău merge. Ah, cred că știu ce trebuia. Trebuia să-ți dau stay forward. Trebuia să dau stay forward pe ăla. La pauză mai pot să fac acum. Stay forward pe Messi. Să mă apăr în doi cu Kante și Gullit. Așa trebuia să-i dau. Nu cred. Mamă, am făcut tacticile prost rău de tot la formația asta, schimb formația. Trebuia să-i dau stay forward lui Messi.
Lasă. Nu pot să cred, mă, că așa trebuie să joc și eu, nu să pasez ca ăștia, toți mă pasează așa. Nu cred că s-a lovit de la Messi. Fa. Pasez mai mult. Mesică, mă, mesică, mesică. Dacă îl bați cu plus de 8 dolari, donez 100 euro, accept, respect. Sigur ce mergi vă dați. Nu mă, și nu vedeți, au Vieira, Zidane, sunt jucători proni.
Dă-i bă cu piciorul. Nu pot să cred că dau capul. Da, și jucător pro, are și echipă, era Zidane, aproape toți ăștia. De ce n-a dat cancel la pasă? Nu pot să-mi dau seama. N-a dat cancel la pasă aia. Bully de bully, nu orice ar fi. Cum faci revoarea asta? Hai, cum vă lăsați să te vorbească? Vreau să-mi am făcut jucam pentru aia. Dacă jucam pentru aia, mă deam
la atac, nu care joc să-mi fac divizia aici. Nu, deci mă chinu. Suntem toți profesioniști, mi se pare că cel mai mare e divizia a doua, eu mai am meci într-una a treia. Un meci și câteva meciuri, oricum vreau să intru în a treia pe live ăsta. R12 Dorin în sus. Adiția tânărat în dreapta. Băi, follow pe Instagram la 7000 de abonați. Facem mare giveaway cu FIFA 23. Încă 60. Stai să vă dau link-ul aici. Follow. Ai vrut până la 11 sau până faci 7.000? Ai vrut să-l ții până la 11, cum am vorbit seara de seara, nu strică un program maxim. Aș vrea să fac petiția a treia pe live-ul ăsta. E bine, mă, că sunt mai meciuri tari, Ia asta să-mi analizez golurile luate. Cu fiecare meci vreau să-mi analizez ce să mai dau, că s-a abonat deja, Aurel, de pup. Vreau să-mi analizez golurile astea luate. La fiecare meci vreau să-mi analizez golurile pe care... A, dar bine, mă, am făcut formația asta, n-am ce să analizez. Dar chiar haide să fac formația asta. Messi. A, n-are un Messi. Pe n-ai cum să joci. A fi lucerea pe ăsta. O să fac și pe imediat. Pe n-ai cum să joci. Stați că n-am cum să-i dau stay forward. Trebuie să mă apăr. Mi se pare imposibil să te apăr informația asta. Nu-mi bag. Mi se pare grea rău. Tot nu pot. Are doar fazele cu tranziții frumoase. Nu dau seama ce zici Tronus. Alex, pe nici nu trebuie absolut nimic. Gata, v-am acceptat acum pe Insta tuturor. Nici nu trebuiau tranziții sau efecte sau ceva, că doar vorbesc eu pe alea. Și acum nu sunt mulți aici, cred că suntem 100 în lume în divizia aproape de 3 acolo și 3. De exemplu, eram 3 azi dimineață și a stat 3 ore pe live, a jucat 4 meciuri, ceva de genul ăsta, nu intra nimeni. Se pare că nu l-am jucat și nici nu l-am văzut la nimeni. Deci ASM este la fiind lucrul ăsta, e vera. Facem. Așteptăm până ne găsește adversar.
Da, am te învățat, am te învățat oricum. Mecanici și chestii noi. E bine, acum e cea mai frumoasă perioadă când ai te învățat. Mă înșela până ai găsit să mergi. Băi, stai să vă mai explic o dată. Follow pe Instagram, încă 50 de abonați și dăm drumul la un giveaway. Asta este Instagramul meu. De asta e aproape, mai am 2 tricouri zil. Oh, cu Serona am picat, asta e tovarășul meu bun. Serona, are și el? Asta o trebuie să așteptăm. O să las 24 de ore. Asta Serona e tovarășul meu. De ce nu avem jucător ceh? Sampi. Are Cruyff, are toți nebunii și el. Joacă bine, kamikaze, așa, cred că e FIFA-ul pe stilul lui, că e kamikaze numai în atac să duce. Mbappé are și el echipă bună. Cosimo, te pup, Robert. Da, un joc 5 fundași, ca aia îmi place cel mai mult. Îmi distrează cel mai mult joc, cu cea mai mare plăcere. Bine, o boss să nu mai fie corner.
Mamă, îmi face să joc toată noaptea jocul ăsta, nu știu, pot să pierd, mă, nu pot să pierd, mă. Cred că joc toată noaptea în seara asta. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive, I won't deny. Her love for me is real and kinda suicide-y. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. But yeah, that's still my bae. Fapti mai nou. Sunt prost, mă, sunt prost, încerc. Bine, mă, dar dacă nu le încerc acum, cineva îmi dau viața la Rivals. Dacă nu încerc acum, când le învăț? Vedem-o cum a rămas în viața la urmă. Așa am început anul ani și am trenat cel mai bun. Adaptează mai rapid, alții mai greu, nu? Important e finalul întotdeauna, cum strage linia. Dar nu-mi interesează să-l întorc, mă interesează să văd eu că 2000 meciurile și nu joc ce vreau eu. Gen să văd că n-am nicio șansă, cum eram la FIFA 22, cum am fost la 21, m-am văzut la Antean. Să știu, domin orice adversar, chiar dacă pierd, dar știu că am dominat meciul, acum nu e așa. Uneori și că nu câștig, nu domin meciul.
seama cum mă interesează meci la Rivals în a doua zi. Ați gat turneul să joc. Cu exteriorul! Mesică, mesică! Băi, ce-am pus eu pe Twitter azi? Messi is the best player in FIFA 23. Cu asta am zis tot. Să joacă pressing un heavy touch, mă mă rog, poate așa. Nu. Uite, vedeți? Are pressing. Aceeași greșeală de fiecare dată, băi, dar mor pe pressing-ul ăsta. Ah. Am cum să mă enervez aici, că e vina mea, am dat mingea gen. Îi dau mingea pe cine să fie nervos? Ce să spargă? Am dat mingea să dea gol la forță. Talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break.
question my stability. You think I fall just like a guillotine. But I am here to stay, won't look away. Storm is coming, so you better start running. Como son da Ia să-i dau și o presă. Eu n-au urmă dacă dau aici n-am ce să fac furnă. Am doilea gol la subot. Ăla știu că l-am dat-o ca două. Pressing, mamă, ce nervant de ce bătiva la pressing. Adică am vrut eu să încerc eu pasă, vezi. Am vrut eu să încerc pasă, vezi, l-am scos și pe la agresiv. E, dar n-a fost problemă că l-am scos pe la agresiv. A revenit echipa. Am scos pe Van Dijk. Am scos pe Van Dijk aici. Aici, uitați-vă la Van Dijk. Acum, vedeți? Ia uitați-vă unde l-am dus pe Van Dijk. Bine, mă. Cosmine, pulle, nu găsesc nimic. Am greșit eu. Nu contează dacă a fost bun sau nu. Contează că am greșit eu. Dacă eu le fac greșeli, n-are cine să mă pune. Dacă nu fac greșeli, pot să joc oricine și mă bate. Trec oricine. Am bătut în anii trecuți pe toți. Dacă timp faci greșeli, te bat oricine. Nu mă refer numai la Seron. Bine, am făcut egal, n-am pierdut, dar în general. Ai de bără, dică. A, tot ăsta m-a bătut parcă, nu? Sau am făcut egal cu el? Am mișcat doată cu ăsta, nu mai știu ce am făcut cu el. Egal mi se pare că am făcut cu el, nu s-a mai dat-o. Nu mai știu ce am făcut cu ăsta.
Ale nu știu, am 5 fundași, mă. Nu știu ce aveam vreți atunci când 5 fundași. Nu că la pasă asta. Să joc în zonă simul, dar nu joc. Nu mă trag aproape ce ar trebui jucat. Sunt o proformație ceva. Nu mai după stilul meu. Mamă, cu exteriorul ce bine a dat acolo. M-am făcut pilaful ăsta. Hai, vedem la doua și facem. Schimbăm, nu merge să știm ce își place. Da, am rapid rău, dar n-am cum să mă plâng de joc și astea, că trebuie să mă adaptez. Nu se face pot eu schimba sau ce. O să rămân ăsta. Bine, trebuie să mă adaptez și pe gameplay-ul ăsta. Trebuie doar să mă joc foarte mult.
problemă, e domnul de cap. Arna ne-a plecat, după aia s-a oprit. Bun, Arna. Sandra, acum mă joc aici, da? Pe doar. Mă nervez că văd că sunt slav, mă, gen. De pup, Dolce Cos. De pup, Vlad. Varză, Vlad. Tipa 23 sunt varză. De ce acolo mă și nu n-a dat-o la Arnai din prima și după aia dădeam la ăla. Hai, dă-l în culo pe ăsta. Iau și roșu. Am așa cu șase.
Ia uitați-vă, s-a pus jos ăsta. Închid PlayStation și îl deschid ca să nu se pună roșu ăla. Sper să nu se pună. Sper să nu se pună roșu ăla dacă închid jos. Nu mă mai joc, nu, pătare. Trebuie să ajung în divizia 3, e imposibil să ajung în divizia 3. Egal cu mai devreme. Eu slam, sunt eu slam, nu sunt ei bun, nu pot să nu. Da, joc FIFA din FIFA. Nu, am fost eu slab, am făcut egal cu mai devreme, am jucat foarte slab. Deci e bun, dar și eu slab. E ok FIFA 23, trebuie doar să mă adaptez. Ai șanse, știi. Nu e o pauză, lasă șanse. Da, eu invers. Da, am văzut în greșel, clar. GG, Coutun, bro. I'm shit. Trebuie doar calm, așa e. Nu mă, tot rămân la 4, 3, 2, 1. M-au intrat pe 4 de CMS. Dar nu mă, o să aștept. Robert, că de român. O să-mi splam, îmi bat toată lumea. Bine, am fi român? Nu cred. O, ce echipă are. I miss being around you, hearing your laugh and
do. It's not fun. I actually used your tactics for 4-3-1 is crap. Uite, ăsta m-a bătut cu tacticile mele, mă, ăsta să uită la mine și m-a luat tacticile și m-a bătut. E GG, bro, you are good, but I was shit. I have to learn the game. School in 2004. Me and Hugo, we met like 9 years ago at the party that I organized. And it was the first one of the series ever. And me and Josef met like, I think like backstage or somewhere. Josef came up to me and was like, yeah, it was the best set ever. And yeah, it was love at first sight. So the song On and On itself started out as we were in the studio and we had absolutely no idea what to make. We made like a loop out of Olafur Arnalds' song, and then we just used little tiny bits of it. And then we laid a beat on it, and it just kind of had this positive, ongoing and uplifting vibe. So I remember this one story when we had the first super rough demo, and Ago told us that he's gonna try Daniel with the vocals on the track, and they were in the studio, and Ago was texting that, oh my god, it's gonna be fantastic, we're creating magic here. Yeah. And we're like, all right, maybe some videos or stuff. And then he sends over a video like where Daniel is doing something. Uite mă cum stă portarul și nu iese, mă, să uită la minge. I had known Ago before, not known him personally, but heard of him, like he's this really great producer. Ori portarul ăsta slab, ori așa sunt portarii slab, rău de tot în jocul ăsta. Hear all my songs that I'd written and I was kind of like fanboying a little bit. He had this lyrics that On Will Go or something like that he had already written. And so we kind of like just grabbed onto that and started the lyrics and the melodies a little bit. And I remember really well this one moment when we looked at each other and we like knew that, holy crap, like this is a really good line. Daniel is not just a vocalist, we wrote the lyrics and the melodies with him. And then after that, we made a beat. And then we kind of like remixed our own song. We made a beat for it from scratch. I was surprised when, like a week later, the guys had worked on the track and like just completely changed it from what we had heard before, what we had worked on, and everything just kind of like came together and we were like, this is gonna work, yeah. We released a track called Made Me Feel. We uploaded it on our Facebook page. And then I was kind of like scrolling who was liking the video, and boom, I saw Billy Woodford, NCS founder. So basically we had a couple of tracks done by that time and we sent them over to Billy, and one of the was from a country like Estonia to have so much talent in such a small population of people. It's insane. It's, you know, it's wicked. We got some success and we started touring in Estonia and abroad. We were suddenly booked all over Europe. We remember playing in Amsterdam, London. Haideți, băi, că trebuie să dăm drumul la motoare, gata, nu mai merge. Republic, Latvia, Lithuania, Finland. A fost joacă până acum, de acum încolo să schimbă situația. The On and On track had like, I don't know, 5 million views or something like that. And then suddenly, all of my friends were like having a vacation abroad. They started sending videos like at random places in Bali or in Australia. The song was everywhere,
in the world, and then the numbers just started growing, which was mental. When it hit 100 million views, then it was like, we were like, just like, dude, would you have ever guessed to have made 100 million views? So that was pretty mind-blowing, yeah. N-aș mai face greșeala asta și... Over 320 million times on NTS's YouTube, and it's been used in around 4.8 million videos. And which means that in whatever format, in whatever video format, the song has been used or heard or seen over like 7.2 billion times, which is almost the entire population of the world, which is pretty nuts. Ah, bă, cum să faci faze de astea frumoase în halul ăsta și... Da, e român băiatul ăsta. I could have never imagined like anything like this happening to the track. I mean, just the amount of encouragement, the amount of feedback we've gotten to this track. Just what it means to people, you know, like hearing people's stories of how they connected with this song, what it means to them, that they've literally listening to it like every single day. Shout out to Cartoon for producing one of the best songs on NTS and Daniel Levi for being a phenomenal vocalist. Thank you, Cartoon and Daniel Levi, for making such an incredible song. Keep it up. I want to hear more. You guys are awesome. This track really motivates me and helps me to push my limits. Honestly, it's such an incredible song. This song is amazing. All in all, it's one of my favorite tracks of all ever, man. Da, numai loser din seara asta. Astăzi chiar am jucat slab. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Whenever I run out of inspiration, I go back to that song. Trebuie să mă adaptez la joc. Problema, avem timp destul. Studio and randomly listening to the track and Hugo was like, maybe we should make a Spanish version of it. And then we just watched each other and we're like, whoa, it's a great idea. All of like South America and these Spanish speaking countries. Și mai explicit ce se tot audio, ce turneu. Nu s-o înștereșe. Muzică. Un copyright song. It's a way of just kind of giving back to that part of our community. Just to say, look, you connected with this song in the English way. Trebuie să-mi fac stilul meu de joc mult mai lent. Duc prea decisiv. We worked with a really some cool. Și ăsta nu-i stilul meu. And would send me like some clips. Hey, nope, you need to pronounce that word a little bit better. You need to do this like more like the sound like over here. So I got a lot of like guys. Nu mai sunt tactici ca Micazioli. But it wasn't super easy. I don't know if we get back together, but eram sigur că da, acolo aveam băgat în care. You never know. Yeah. Thank you, Daniel. Production from you guys, Cartoon. And the vocals from Daniel. Keep doing what you're doing. Commentario. So, keep doing what you're doing. Thanks everybody for all of your views and your support. We appreciate it. Love you guys. Thank you. Love you. Bye. 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 Comentatori. Ah, cred că pe ăla, da. Mă aude? Ăsta-i mă, un copyright song-ul. Nu știu să mă aude?
Era tele la un nou copyright song. E român, lasă-l, Marian e al nostru. B. Robert, nu știu care B. Robert. Știu că era un băiat Bugulan, Robert, dar nu știu dacă el. Uite, mă, nu poți să joc așa agresiv, gen, știu unde dă, dar nu interceptează jucătorii mingea, asta mă enervează. Nu pot să-mi fac pressing-ul meu manual cum trebuie, gen, și nu numai cu el, zic, în general, toată seara a fost așa. Și nu știam unde dau adversarii mei, dar nu puteam să interceptez nimic. Ușor, ușor, nu revin, mă, revin. Buclan Robert, la GG Robert, GG, GG, GG. Bravo. Ești bine. I'll be the best. Bun, mă. Bravo. Pe 1, dar trebuie să câștig 3 la rând și într-un divizie. Dacă câștig 2 de ciocă. Robert, ai avut emoții. A început bine, Robert. De ce mai slab? Am zis-o și eu că e ce mai slab. FIFA, în ultimii ani, în istorie, trebuie să mă adaptez. N-am ce să fac. Nu-mi place deloc FIFA, chiar nu-mi place deloc. N-am nicio plăcere să-l joc, da. Trebuie. Adică n-ai cum să faci un joc care jucătorii nu se pot întoarce din analog, nu poți să te miști din analog. Și dacă intru pe FIFA 7 acum, tot mă miști din analog, ca idee. Să-mi găsească meciul. Robert, ești în divizie bună, bravo, ai și echipă bombă, ai șanse să prinzi regionalele anul ăsta, bravo, ține-te de treabă, Robert. Mai mult încredere în tine, nu mai avea emoții când joci cu mine, dar știu că așa eram și eu când jucam cu unul care e pe live, nu mai ține cont de nume. Mai ales cum ai început, trebuia să-mi dai un gol, două la început. Am început slab, trebuia, ești mai bine cu mine primul de 30 minute. Nu trebuie să te gândești cu cine joci. Te gândi cu cine joci, că n-ai văzut, poți să-l prindi, uite cum am fost, sunt eu mort. Nu vezi cum bat toți acum, nu te gândi la nume niciodată. Are potențial, are potențial, bravo lui, joacă bine. Are și echipă bună, ai startul. Poți să-l prindi primul regional, primele, două, trei. Haideți să apăsăm pe butonul de like și subscribe, băieții, și follow pe Instagram. Urmează giveaway FIFA 23. Alegem câștigătorul pe live. Ești o să mă din Aovesti.
mai investiții pe Instagram, dar o să pun. Aș vrea să cumpăr jucători de 87, 88, 89, că sunt jos rău de tot. Aș cumpăra mulți. Ce mai multe nu găsește... Mamă, Robert, deci credeam că ești al meu. O, Imerta... A, nu mai joc pe ATMS-ul, nu mai joc. Mai joc pe 30 plus MS-uri. Nu mai joc, mă enervez mai mult. Ce chef aveam să joc cu ăsta, acum am văzut-o, o, Imerta, după am văzut MS-urile. E greu, mă. Turcii, românii... Israelienii, ce țară mai pune cine slavă, de nu românii, care stau în România, dacă joci în România, în Turcia, în Israel, de unde mai e conexiune slavă așa? Suedia o conexiune bună, Danemarca, Norvegia și ea conexiune bună. Nu știu, dar astea trei țări sunt cele mai hate-uite de toți jucătorii pro, din cauza conexiunii. Cred că e conexiunea slabă, ar trebui să facă și ăștia ceva, să bage un server ceva. Dar se merită să lasă fotoare, o să crească 100%. Poate nu mâine, poimine, dar în timp o să crească. Eu iau că, na, dar voi nu vă blocați toți banii, doar dacă aveți echipă și niște bani acolo făcuți. Haideți să apăsăm pe butonul de like și subscribe, băieți. Like, subscribe, like, subscribe. Bă, frate, microfonul e bun, mă, e ăla Blue Yeti cel mai bun, dar nu știu eu să-i fac setările. Ce profi că să te auzim ca la podcast. E ăla Blue Yeti. Îmi iau și microfon mai bun, că nu-i problema asta. Gen, am investit o grămadă în tot, am investit o grămadă. Adică mi-am luat cele mai bune. Am dat pe unitate, pe calculator, 2000 și puțin telire. Pe camera asta pe care mă vedeți voi pe live, am dat 1200-1300. Mi-am luat acum cameră de vlog și pe asta, am dat 1000 de euro în total, tot ce am luat, am dat 1000 de euro. Adică nu e vorba, chiar investesc în mine și investesc din buzunarul meu în mine, nu e să zici că... Dar ăsta e, când am citit despre el, era cel mai bun, dar nu știu eu să-i fac setările. Am investit în mine și investesc în mine, nu e să zici că mi-au cel mai ieftin microfon sau cel... Mi-au calitate bună, dar am citit că e cel mai bun când am luat, Blue Yeti ăla e. Dar nu știu eu să-i fac setările, habar n-am. Sunt barză. Nu înțeleg tot ce se aude așa, n-am idee. Nu știu cu cine să vorbesc să-mi fac și mie setele. Da, și la modul am investit în mine când, uite, de exemplu, calculatorul l-am luat, am dat 2000 de lire pe calculator, când eu nici nu știam FIFA Pro, n-aveam contract, n-aveam nimic. Adică l-am luat așa, am zis, bă, aie, fac ceva bine, nu fac aie. Când am investit în mine întotdeauna legate FIFA. Și când nu eram sigur că fac profit sau când recuperez banii în vreun fel din FIFA. Nu e cu un cameră. Gata, mai haide să mă bag să joc și eu ca lumea, serios. Vreau să-mi fac un stil de joc, să joc mai lent așa, să nu mai joc pe contre, că nu-i stilul meu și mă stric. Combinații multe și lent, așa. Trebuie să stai aproape de microfon, Cosi. O să văd, dacă nu mă gândesc să-l și schimb. Vreau să vorbesc cu unul care știe ca lumea. Haideți mă, gata, să joc stilul meu ca lumea. Nu mai joc eu pe contră, pe nimic.
în exterior cum ești. Ăsta e mă stilul meu, pasă mult acolo. Noi am încercat eu 5 fundași, am încercat eu toate alea, dar nu e... Trebuie să mă îmbunătățesc pe stilul meu cel mai mult. Mamă, e cel mai enervant când rămân mingile așa la ei. Și rămân la gulit, asta e enervant. Păi dacă te la gulit sare minge așa, dar te la fret sau ăia mă să ai o echipă RTG, ce mai zici, mă? Am dat cu el 2, dar nu știu cine a dat cu dreptul cu exterior, așa voiam să dea. A dat cu stângul Finis în loc să dea cu dreptul exterior. Exterior. Mamă, dar să duc bine rău de tot. La tine am văzut CDR-ul azi pe TikTok, videoclip, nu știam el 2 ăsta. Un rău de tot schema asta. Un rău de tort. Și mi se pare că dai și verde mai ușor. Nu mă uit de la cante, am vrut să dau. Am vrut să fac schema aia nouă, nu știu cum a ieșit asta. Ies, ieși, te rog. Ce mi-a salvat viața asta! Ieși, te rog. Mai și nu ce credeam că iese. Și activa pressing, mai bine e. Dădeam golul ăsta, nu spor joc împotriva la pressing, mai ales la început așa. Adică la Rivals, la turnee și de astea da, că le dau gol, că joc concentrat. Așa la Rivals nu joc atât concentrat și enervant. Haide, cancel. Am dat, mamă, ce fail a dat. Bun, German cross-ul ăsta.
A, de ce nu dăm un shooting prima, mă? Pregăte primul weekend, săptămâna viitoare este. Așa trebuie să joc eu numai 60 plus posesie, gata, ca să mă obișnuiesc să nu mai joc pe contre, îmi pun target, 60 plus posesie, mește meci. Ca să joc stilul meu, că am început să mă duc prea mult pe contre, am jucători buni și mă tentează întotdeauna să mă duc pe contre. Am tactici în titlul, folosește comanda aia, Tactics. Șaizeci plus posesie, mește meci în punct target. Cancel shot, primul cancel shot care a mers. Te pup, Daniel. Merge, acum a început să meargă bine, iar. Am încercat eu să-mi schimb stilul, mă luase val, așa, jucam mai pe contră, nu mai jucam posesie, nu mai jucam stilul, nu te loc pase de astea mici, așa. Și posesie multă. Mă duceam prea mult în atac, pierdeam prea multe mingi în apărare. Just go to 6. Nu te obișnuiești, da, clar. Păi da, am și joc atât, hai că a ieșit bun ăsta. Bun, bun, bun. Încă două meciuri să intrăm în divizie. Te l-aș câștiga direct. Acum ia ori 2, nu? Ar trebui să ia ori 2 acum, practic. Că am câștigat 2 la rând, acum am 2 ori 2 la următorul, nu? Țin R2 și dau T2 din sus, în alugul dreapta. Haideți să apăsăm pe butonul de like și subscribe, băieți. Doar și pe tine ceafă, așa cum joci pe coate, nu mi s-a numai ceafă sau doar ceafă. Mă duc și la sală și fac mișcare. Înainte când nu făceam sală, mă dureau toate, naiba. Contează și ce faci în viața de zi cu zi, dacă stai numai așa pe coate, îți dai seama și dacă unde joci FIFA, stai așa pe coate o zi întreagă, te au durerile de toate, nu doar de ceafă ăștia astea și în talpă te doare. Te pup, Alex. Păi mă, concentrez ca lumea pe astea două meciuri.
Nu acolo nu l-am mers. Sunt la două meciuri de divizia a treia. Iar mă grăbesc, trebuie să joc posesie. Marcel a donat 10 euro, respect champion Marcel, mersi mult de toate donații și că ești aici seara de seară și ne susții streamul. Te pup Marcel, veteran și el aici la noi pe canal. Eu asta trebuie să fac, mă, să joc pasele astea ale mele mici, că nu-s bun pe contre. Și bruș. Ia, m-am dat pe verde și la vincul, dacă îmi dau e vina voastră, să știți. Mi-a dat roșu, nu cred că n-a luat roșu pentru oamenii. Ca să dau un iamă când ăsta drum la pressing. Mamă, ce frumos mi-a făcut-o pe aia. Mamă, ce frumos a făcut schema aia. Dar vina mea, iar i-am dat eu mingea acolo. Când dă drum la pressing, trebuia să dau un iam față, mă, și gata, trebuia într-o bulciu. Asta așa mi-a făcut-o.
Trebuie să-l pasez și eu, dar să-i fac o posesie de aia enervantă. Dar are 65% posesie. Vreau că bine că mă pasează și eu intru în jocul lui, dau mingea. De mingea numai la el cum să nu joace bine. Ia să încerc să-i fac eu posesie acum. Cine, Vaguli nu se întoarce. Joacă pressing și posesie. Era un 4-4-2. Sunt cel un 4-4-2 cu ăsta, că văd că nu prea am mișcat cât am jucat atunci, acolo, câteva minute. Nu arată când joc 4-4-2 în FIFA 100. Dacă îl batem pe ăsta și încă un meci, intrăm în divizia.
Dacă îl pierd pe ăsta nu mai joc, dacă, sau să fac egal, dacă îl câștig, dacă câștig pe ăsta mai joc unul. Indiferent ce se întâmplă. Nu cred! Cum a scos-o, bă? Pisica aia. Am zis chiar că și că a fost pisica la cum se comportă. Asta oricum pentru câte posesie mi-a făcut merită să fac și eu numai de asta e nervant. Nu cred că am dat și anul la pasă. De ce stai bă și nu pleci gulii de... Nu cred că am dat un out și a dat acolo. Putea să-mi ia să-mi dea gol, dar nu înțeleg de ce n-a dat un out, că am încărcat tare. Niște subtitluri, da, toți sunt bune aici. Cu victoria este în divizia a treia, finally. Mamă, ce repede a trecut la avut în seara asta, m-am și jucat așa concentrat imediat, trec 3 ore când joci așa concentrat. Haideți să apăsăm pe butonul de like și subscribe, băieți, m-ar ajuta foarte mult. Și follow pe Instagram, încă 30 de urmăritori pe Instagram și dăm drumul la giveaway, băieți. Dăm drumul la giveaway cu FIFA 23. Pași simpli, doar follow pe Instagram și tag unui prieten. Asta este tot. Follow, tag unui, follow doar mie atât, tag unui prieten și aia este. Încă 30 de urmăritori să facem.
Am zis că la 7000 dau drumul. Am 6970. Fodă-l, fodă-l și recomand. Mama, și bea pentru la asta. Am gurit două sticle de apă. Trebuie să-mi iau și ea turemă la mijloc acolo. Jucătorii PT sunt slabi în apărare, că nu interceptează bine și... Încă 3 like-uri să facem 500 de like-uri aici, mă rășta, enorm. Și... Haideți cu subscribe pentru că suntem 17.728. Deci o să vă mai pun videoclipuri zilele astea, o să vă tot țin la curent cu videoclipuri. Și sper să vă placă, vreau să mă țin mult YouTube. Anul ăsta. Cât ai jucat? Îți găsește? Îmi găsește felii, dar am jucat cam slăbuț. Acum mi-a revenit. Am 3 sau 4 meciuri fără înfrângere. 3 meciuri. Unde dau ta? Când dăm drum la giveaway. Mâine cred că îi dau drum. Încă n-am dat drumul la giveaway. Mâine îi dăm drumul, băieți. 6976 de urmăritori. La 7000 încă 24 și dăm drum. Follow aici pe Instagram. Giveaway cu FIFA 23. Și pentru membrii, în fiecare lună, pe data de 1 și gen dacă 1 pică într-o zi în care nu fac live, următorul live. Giveaway pentru membrii cu tricou, zil tricoul de pe mine, pe spate numele meu sau numele vostru la alegere, pe ce platformă, orice platformă. Orice platformă, băieți. Mai este mai găsească un adversar. Back. 6982 de... Regele, te pup, Daniel, vă pup pe toți. Am văzut mesaj. Hai să am emoții. Sizen. Cred că e și ăsta pro, după nume. Îmi pare cunoscut. Ultimul meu să intrăm în divizia a treia. Divizia a treia cred că suntem 50 maxim 100 în divizia a treia, dar nu cred în lume. Pentru că mulți din nu s-au apucat să joace că nu și-au făcut echipele. Oh, ce exterior! Mamă, îmi place rău de tot exteriorul ăsta. Are animația frumoasă rău de tot. Pe Instagram la mine, Vandalincu. Cosmin 6, o să-l postez mâine cel mai probabil. Nu aici, mă. Nu, cred.
E glitch, Cosmin outside. E bun rău de tot shoot-ul cu exteriorul. Îl forțez și eu. Da, am pierdut, dar contează că la sfârșitul zilei suntem pe plus. V-am zis, contează mereu sfârșitul, când se trage linia. Trebuie să-l câștig și pe ăsta. Vamos! Haide mă, ieși, te rog, te rog, Saizen, te rog, Saizen, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, Saizen. L2 și shoot, Snake. O să vă pun ceva tutoriale. Când a fallout ne-a urmă acceptat, da. Să fac ce tuturor, pentru că la 7000 te... A fost no look shoot ăsta, ați văzut? A pus una la ochi. Dacă ați fost atenți. Ah, ce, îi dădeam outside foot cu Messi acolo. Outside foot shot. Bombă, băi, cum e shoot-ul ăsta? Am găsit nou meta, tutorial, urmează tutorial. Subscribe ca să vedeți tutorialul. Mamă, cum a fost. Băi, cum se duce, incredibil. Tutorial, gata. Divizia 3, welcome. Dacă știam te ăsta, acum eram aproape de divizia 2. Uitați-mă, asta e frumos. Descoperi jocul, testezi. Da. Dă nou look în locul exteriorul. Divizia 3, finally. Bombă, bombă de vizia a doua, la a treia. Încă puțin și intrăm acolo, la grei, la... Adică la grei nu cred că... Cred că doi jucători sau trei sunt în doi. What's the goat? G-O-A-T, nu mai joc, gata. Haideți să vă spun despre giveaway, deci... Mare atenție! Acolo în spate unde se vede portocaliu, am eu trepiedul, am încercat să-mi fac trepiedul toată ziua și n-am reușit la camera de vlog. Asta este camera de vlog ZV1 pentru cei, pentru cunoscători. Fac vloguri profit acum încolo, vloguri profit acum încolo. Deci, la 7000 de urmăritori pe Instagram giveaway, cu FIFA 23 am, mai trebuie undeva la 10. Ia să vedem. Undeva la 14.
Dar în tu foarte greu, că v-aș fi arătat. Nu mi se încarcă. Încă 13 urmăritori pe Instagram și dăm drumul la giveaway. Toți membrii vor beneficia, nu contează ce membru ai, giveaway, lună de lună, lună de lună, giveaway, un tricou sau două zile, tricoul de pe mine, cu numele meu pe spate, cum vedeți, sau numele vostru la alegere. Nu mă deranjează dacă vreți numele vostru, până la urmă decideți voi, ori numele meu, ori numele vostru. Și cam asta, vreau să recompensez și membrii cumva și n-am gândit la tricouri. Adică ar fi ok, sunt foarte frumoase, uitați și voi. Foarte, foarte frumoase, designul e foarte frumos. Și tocmai de-aia o să le dau membrilor lună de lună pe întâi, adică pe întâi, când pică întâi. Sâmbătă n-o să fac live, nici duminică, pe 3. Pe 3 giveaway cu tricouri pentru membrii. Până atunci o să avem giveaway-ul cu FIFA 23 pentru toată lumea pe Instagram aici. Și dați-mi subscribe și like pe YouTube pentru că urmează videoclipul. O să încerc să vă pun câte un videoclip pe zi, să fac un videoclip zilnic. Acum să văd dacă pot, eu sper să reușesc. Dar oricum o să mă țin mult de content. Perioada asta vreau să mă țin foarte mult și de content, că am neglijat în ultima perioadă YouTube-ul. Și cam asta este treaba. Dacă mai aveți întrebări ceva, încă 8 urmăritori. Dacă mai aveți întrebări ceva, le puteți spune acum, mai vorbim puțin, dacă nu. Da, cam asta e treaba atunci, băieți. Ce să vă mai zic? Vă mulțumesc din suflet pentru... Aia, am dat hide și după aia l-am scos. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea acordată live de live. Intrați pe Instagram, aveți aici sus în dreapta, cu Cosmișase, dați follow și echipei Zil 22 pe Instagram, Twitter. Pentru că urmează multe surprize. V-am pupat și seară bună încă o dată.